Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Bă, după cum vedeți, ne-am mutat de pe serverul Westside. Nu vă recomand chiar deloc. Și se încercare, îmi pare rău că am făcut 175 de ore pe server după câte am acceptat și eu, câte chestii s-au mai acceptat și așa mai departe, după multe etichete făcute și până alta. Și încă tot nu s-a rezolvat prea multe, așa că... Bă, ne-am mutat... Pentru că uite, un exemplu acum că filmez pe episodul chiar 18 martie, ziua mea. Și un pic pirit. Da. Cam asta e de vorbă. Totuși e ziua mea până la urmă. Bă, și văd că vine unul la medici. Aveam o acțiune, ca să vă explic mai pe scurt. Aveam o acțiune la Jaf, da? M-am dus cu belea acolo, totul bine și frumos. Dintre regulanță ne-am murit, că așa se poate, da? Bun. Am zis că pun pe episodul acolo, că mă duc să-l postez, că una alta chestie de genul. No, zic, am început să mă mai obișnuiesc cu poliția, ok. Am pregătit mai multe episoade, mă rog. Și când dau respawn, tot îl văd pe un acolo, că începe. Adică 271 avea pe atunci, pe când s-a întâmplat treaba asta, da? Și ghiși ce? După mai multe faze, de la început, sări în jos, frate, păi mai las-mă cu aia, dacă văd, bă, dacă nu știi bine, dacă văd că n-ai cu cine povesti, frate, mai las-mă cu aia, nu mai începe cu toți playerii de pe server, că până la urmă, că ăla de ce mere, că ăla de ce nu stă înăuntru, că mamă, că ți-ai mare glonț, că dar lasă-mă, frate, să-mi fac rol pe cum vreau, ești toxic, și a apărut la mine, așa, dintr-o dată, din flori, care mai mult ca sigur e prieten cu ăsta, că... Mamă, că pentru înjurături roleplay, care normal pe bună dreptate, că până la urmă cam asta te vorbim, când începe unul și să te lasă-mă, frate, să-mi fac rol pe cum vreau, lasă-mă să fac ce vreau. Îl o scos și arma acolo în fața la medici, adică, na, ce zic, mamă, că nu mi-e frică, frate, ei stăteau afară, în față, deci... Să zicem că aici la de la medici, da? Aici stăteau mai mulți, ok? Și pe acolo în roț. Bă, și am stat aici, n-am amintat și cu binoclu, numai așa, să văd, că... Bine, hai cu binoclu, că n-a, pe că am acceptat, bă, pe asta e Jaf totuși și pe asta e. Dar lasă-mă, frate, mâncați-aș pula ta să mă duc să-mi facă rău pe cum vreau, că pe la urmă, dacă eu mi-au glonț, eu mi-l iau. Și a apărut-o în aminte nicăieri, nu știu ce idee avea, că nimeni nu mă interesează, sincer. Și... Că mamă, că îmi dă bani 3 zile și l-am întrebat, zic, băi, bre, stai un pic, dar ce vreau să te întreb? După când îmi dă bani 3 zile și de asta. Că... Stai, cum am zis? Mamă, că la ce nerveam, nici nu mai... Că pe episodul ăsta chiar îl fac după banul ăla. Și l-am întrebat, zic, bă, dacă tot dai bani, de ce nu sancționezi pe citerea aia care o fău la bătaie cu clanuri? Că, din câte am înțeles, o zi și bul, că da, mă, că au avut cheat-uri, că nu putem să sancționăm, păi de ce nu poți, frate, de ce accept să ai cheat-uri la tine pe server? Păi bine, mă, atunci lasă cu aia, că mă duc în cumpăr, că oricum, așa, mă duc în cumpăr și eu cheat-uri și atunci dăm pe server să ne bubuim toți playerii, da? Că, bă, că, pe altcumva nu funcționează și cam atâta tot. Bă, da, no, bine, clar, că după ce am scos pe ăsta, i-am zis că lasă-mă cu aia, du-te-n pula mea, știi, și l-am pușcat pe ăla, că bă, că ce-ai făcut aia? Panicați de ăștia cu aia, bă, eu am zis în pula mea tot timpul, nu mai veniți cu aia cu figurile de pe 5M aici, mă, sau, bă, aveți 30-40 de ani morți, vezi, ce faceți, mă, vă consumați aici, bă, vă credeți zei pământului dacă aveți un prieten în min, sau ce pula mea faceți, mă? Sau poate mai apărut streamerul pulii mele care a început atunci cu mine. Lasă să cum pula mea la cheamă. Coaie, dar să fiu un pic realiști. Deci, lasă-mă frate să îmi fac roleplay, lasă să vorbesc cum vreau. Că până la urmă e o diferență dintre roleplay și OC. Deci, atâta timp cât efectiv îmi văd viața mea, da? Am stat acolo liniștit și nu mă rog pe ăla, că începe cu toți de acolo, bă, dar bă, nu sancționează nimeni, știi, adică, bă, las-mă, frate, cu chestii de genul, asta-s copilării, mă, asta-s copilării pe un joc, mă.
Ce să le zic la asta? Merg seara să se jupăște și începe cu toată lumea numai să-și ia bani, știi? Păi, coi, nu vă așteptați în pula mea să n-aveți cheater pe server sau să aveți un flot de la poartă mare, pentru că dacă voi sunteți căcați, așa s-o să se comporte toată lumea cu voi, să fim realiști. Să fim realiști. Și să nu mai povestim că am făcut echete cu faza, că dacă dai... Cum e? Andres? Se vede pula la caracter. Păi, am făcut și tichet deja de nu știu de câte ori. Hai că unul de acolo înțeles cum l-o chema pe la Romica. L-am înțeles, bă, frate, totuși, vezi că nu, asta mai face live, mai face un altă, nu, totuși, nu se lasă în pula goală, da? Cu aia e să merg pe stradă, ce să dai, Andres, numai așa că-l vezi pe un streamer. Bă, chiar nici un pic de înțelegere, mă. Bă, nici un pic de înțelegere cu aia. Deci... Și nu mai știu ce mai pe faza, a, și treaba aia, numai că acolo s-a rezolvat. Că am făcut tichet. Mai știți bine faza cu Lazi, că l-am făcut aproape 6-7 ore de livestream și pentru un tichet m-au pus să-l opresc. Ce-s cu dumele astea, mă, nebunilor? Ce-s cu figurile astea pe voi? Lasă, frate, lasă-l în pula mea în pace, că până la urmă... Fac live cât vreau. Nu trebuie tu să îmi zici să-l opresc sau chestii de genul. Deci, bă, cu aia mentalitate, mă, mentalitate. Deci, eu nu pot să mai înțeleg pe câte unul, deja am ajuns, tot în prostie, sincer. Da, nici nu-mi pare rău că am plecat. Apropo, am făcut un live, când? E alaltăieri. Cred că alaltăieri. Cam așa, eu fac acum episod în data de 18 săptămâna asta. Știți bine că s-a oprit live-ul forțat, două live-uri câte ori au fost. Și știți bine că mi-am luat flow, nu? Nu e problema ta, că dacă eu aflu că tu ești eu la blue, deci către tine vorbesc. Că dacă vreau, oricum aflu. Deci, să știi. Te dau pe mâna poliției. Atunci vedem dacă se mai rămâne serverul în picioare sau nu. Da? Deci, dacă văd acum flooduri că tu ai acces la mine și te vrei să te joci, atunci mă joc și eu cu tine. Eu mă duc direct, te dau la poliție și atunci du-te morți, mătii, cu floodul tău. Da? Oricum am primit. De-aia nici nu pot să fac live-uri, de-aia nici nu mai făceam live-uri. Am încercat duminică un live pe... Cum se numește? Un live pe TikTok. Și mi-a picat și acolo. Deci, flotul e flot până la urmă. Așa că, ce zic? Dacă se află că voi ați fost, v-am pelit. Fără dor și poate. Deci, dacă sunteți căcați, atunci fiți căcați până la final, că cam până acolo să vă ajunge. Că păi, vedeți voi, să rămâneți voi cu serverul ăla care vreți voi, că văd că nici nu vă interesează de player, nici nu vă interesează de nimic, voi sancționați, aveți prieteni în admin, voi puteți să faceți ce vreți, că așa că merge să rămâne singur pe server, cum am mai povestit la un moment dat, merge să rămâneți un pic pe server, numai voi, și atâta tot. Păi și staff-ul, că văd că n-ai nicio treabă, nu aveți nicio treabă cu staff-ul, adică în consolă am bubuiat tot timpul când ați băgat niște scripturi foarte dezvoltate. Să nu mai spunem și de ăsta, cum se numește, anticit. Mi-a zis cineva că nu există anticit pe server, așa că pe servere, scuză-mă, pe servere, pe România nu există anticit. Dacă, ce să vă zic, noi am mutat aici, guys, avem de toate și vă aștept pe server aici. Așa că nu mai fiți cu aia bombarderi și vă să vedeți vă morți să vă știți de treabă și nu mai începeți cu playerii. Că până la urmă dacă vreți să mai aveți player pe server, nu mai începeți. Da? Și dacă o să aveți hacker, cheater și așa mai departe, o să ajungeți ca alte servere. Nu vreau să le dau nume. Unde
ca să se câștige o chestie, trebuie folosit hack-ul, că fără hack nu știm să tracem. Așa că v-am pupat, nu se forma să aveți continuare și ne auzim pe data viitoare. De aici o să continue povestea lui John oricum. Și v-am pupat, pa, pa.